După scandalul cu azilele groazei, Ministerul Muncii pregătește acum un pachet de modificări legislative pentru a schimba, practic, din temelii sistemul asistenței sociale. Modificările ar trebui să fie gata până pe 31 august. Discut acum despre acest subiect împreună cu Laura Buci, editor al FNews. Laura, la ce modificări ne așteptăm? Ce a cerut premierul mai exact? Monica a spus cu faptul că toate demiterile și demisiile de până acum și cele care vor urma au fost și sunt în continuare extrem de necesare, dar nu rezolvă decât o parte a problemei și astfel a cerut modificarea legislației privind acreditarea, licențierea, monitorizarea și controlul acestor centre unde sunt îngrijite persoane vârstnice, persoane cu dizabilități sau copii. În acest context, i-a cerut noului ministru al muncii să vină rapid cu propunerile legislative. Practic, săptămâna viitoare vor avea loc consultări cu organizațiile civice și cu organizațiile persoanelor vârstnice și cu dizabilități, astfel încât până la 31 august să fie finalizat proiectul de lege, care apoi să fie înaintat Parlamentului în sesiunea care începe la 1 septembrie. Laura, există bani pentru a reabilita centrele de stat? Pentru că știm, aceasta este o problemă reală, situația în care se află ele. Există, Monica, există bani, există fonduri europene. Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului finanțelor Căciu să se uite cu atenție la apelul pentru fonduri europene deschis pentru astfel de centre. Ghidul este deja gata. Sunt 80 de milioane de euro disponibile și din discuțiile avute între Guvern și Comisia Europeană, suma poate fi crescută până la 100 de milioane de euro. Acest apel trebuie și el să fie lansat în cursul lunii august pentru ca banii să vină și să ajungă în aceste centre de îngrijire. Îți mulțumesc foarte mult, Laura, pentru informații.